Salut, lume proteicea și bine ați venit la un nou video. Astăzi, ca de obicei, facem ceva diferit, având în vedere că vom face un vlog, de la festivalul Plai. Festivalul Plai este un festival din Timișoara care are o vechime, a fost acum anul acesta la a 18-a ediție. De obicei, festivalul avea loc într-o locație unde erau toate evenimentele, toate activitățile, respectiv muzică și așa mai departe. De data aceasta, de 18 ani, au vrut să încerce ceva diferit și au împrăștiat diferitele activități prin Timișoara, odată cu Timișoara cu capitală culturală și așa mai departe, și lumea putea să meargă în diferite locuri, piețe, centre și așa mai departe ca să participe la diferite activități. Un concept interesant, care am fost foarte curios să văd cum iese și sunt acum curios să văd ce feedback a existat în această direcție. Cu ocazia acestei împrăștieri, să spunem așa, în Timișoara, noi de la ProtiPlays și am adus și colegii noștri de la Exit Reality și Escape Games Arena, am primit o locație, un local numit Reciproc, care l-am primit în grijă și am putut să îl umplem cu jocuri de societate, partea de escape room, boxes, jocuri supradimensionate, tot ce avem noi împreună la festivale, respectiv ce ducem de obicei ca lumea să petreacă un timp fain împreună. Și așa am rămas să, cum spuneam, am primit acea locație Reciprocu, care l-am umplut. Având în vedere că, adică a fost o zonă cu multe mese cu jocuri, a fost afară, am avut niște jocuri supradimensionate și în una din camerele sau încăperile localului am făcut un mic, sau colegii de la Exit Reality și Escape Games Arena au făcut așa un mic escape room, dar au fost mai mult niște boxuri care trebuiau deschise într-o anumită ordine. Respectiv, trebuiau deschise toate ca să puteți să deschideți cutia cea mare. A fost o zonă foarte fain, interesant, creată. V-am arătat, o să vedeți două videouri cu cum am pregătit cele două zile, sâmbătă, respectiv duminică, ce jocuri am adus și așa mai departe. Dar având în vedere că a fost în oraș, dinamica a fost una destul de interesantă, ciudată, cum vreți voi să o luați, fiindcă lumea venea foarte mult în bulcuri, având în vedere că nu erau acolo toată ziua, ca și cum ai fi într-o locație general, să spunem așa, valabilă, unde erau toate activitățile, cum era până acum, și lumea venea în valuri și de aceea, din păcate, n-am reușit să filmez prea mult, de aceea veți vedea acum două videouri doar cum am pregătit cele două zile și respectiv după aia când mai povestesc puțin niște imagini, având în vedere că lumea a venit în grupuri mari, să spun așa, era perioada în care nu era nimeni sau era foarte puțină lume și am zis să nu filmez acum, să aștept să vină lumea și după a venea foarte multă lume și nu mă stăteam de la o masă la alta să explic jocuri și n-am avut ocazia să fac neapărat poze sau video. Deci o să fie un vlog puțin mai ciudat, mai mult discut eu acum și la sfârșit și în rest nu o să vedeți atmosfera și oamenii care au fost decât în câteva imagini mai după cele două videouri. Deci e un vlog puțin, să spunem așa, nu de animat cum a fost cel de la Codru, unde a fost, fiind în aceeași locație, o continuă circulație și așa că am prins unele momente să reușesc să filmez. Dar acum aici nu, deci sper să vă pleacă și asta, dar în principiu obiectivul meu este să fac vloguri cum a fost cel de la Codru, nu ăsta doar cu pregătirea și poze. Dar am zis totuși cu materialul care l-am să vă povestesc puțin și să vă arăt ce am făcut și la acest festival. Deci atâta general, hai să spunem de început, haideți să ne uităm la cele două videouri cum am pregătit și cum a arătat acolo zonele pregătite în cele două zile, sâmbătă și duminică, și după aia revenim și vă povestesc puțin cum ni s-a părut, respectiv o să vedeți câteva imagini din cadrul festivalului de la locația noastră. Gata, suntem la prima zi de Plai aici, Plai Moștenirea 18, și acum suntem la Reciproc și ne uităm după noi. Uite aici, ProtiPlays și Escape Arena și Reality, cu care colaborăm. Mergem aici frumos să vedeți puțin cum ne-am aranjat. Tum. Aici sunt mese goale, pentru cine vrea doar să vină să stea, după ce au vizitat chestiile. Avem astea supradimensionate aici pe la noi și pe Anastasia, un Jenga acolo. Vede lumina ciudat. Avem aici a nostru și a lor bannerele aici frumos. Așa că mai intrăm în Reciproc să vedem ce avem pe aici. Avem aici frumos escape room-ul cu boxurile. Și acum mergem în zona de jocuri, se aude muzica.
Avem astăzi aici un de explicații, un Just One deja pregătit pe masă. Avem un Hanamai Koji, un Mantis aici, un T3 pentru 2, un Splendor în spate, un King of Tokyo aici, un Love Letter și un Mr. Nose. Bineînțeles, data viitoare o să aducem alte, sau nu data viitoare, mâine am vrut să spun. Suntem două zile, astăzi e sâmbătă și vom fi și, și duminică. Cam asta e zona noastră, o să încerc să fac și un vlog cât mai multă lume pe aici. Gata, suntem pregătiți și de ziua a doua, avem supradimensionatele pregătite, acum văd că Jenga încă nu e pus, trebuie să-l pun. Și hai să vedem ce avem astăzi prin untru pe la joacă. Avem aici, lumea se pregătește. Avem aici boxurile, cum le-ați văzut și, și ieri. Și acum haideți să vedem puțin ce jocuri am adus în zona de joacă, muzica cântă deja. Avem aici prea mult caca, too many poops. Avem cuvinte capcană, care așteaptă aici să fie jucate. Avem aici T3, singurul joc care l-am adus și de ieri. După avem virusul aici care așteaptă, The Mind. Avem reginele adormite, avem un Zeus în spate, un azul frumos care așteaptă și cartografii. Cam astea sunt lucrurile care îi așteaptă pe cei care o să vină astăzi, duminică, aici la Reciproc în cadrul Play. Și o să mai facem, bineînțeles, niște poze și poate un, un vlog la cum se întâmplă lucrurile astăzi. Acum că ați văzut puțin cum am pregătit, cam asta este ideea noastră de fiecare dată, să aducem, dacă suntem prezenți la un festival mai multe zile, să aducem jocuri diferite de fiecare dată și în principiu la astfel de festivale sau la astfel de evenimente încercăm să aducem jocuri care țin maxim jumătate de oră, fiindcă lumea vrea să se joace puțin și să plece sau să încerce mai multe jocuri, deci practic jocurile mai grele noi le aducem la evenimentele săptămânale sau dacă facem evenimente repetate la firme sau așa mai departe, fiindcă atunci putem cu grupul acela care vine, într-adevăr o să vină și oameni noi, dar cu grupul care vine constant, atât la evenimentele săptămânale sau la board game night-urile de la firme, poate să crească și să începem de la jocuri ușoare și să mergem la tot mai grele, dar la festivaluri în principiu obiectivul nostru este să aducem de fiecare dată alte jocuri, să fie jocurile puse pe masă, ca lumea să fie atrasă de ele și să se pună la masă să se joace și să se poate explica repede, respectiv să fie distractive și să nu dureze mai mult de jumătate de oră, poate lumea vrea să joace mai multe partide sau așa mai departe. Deci cam asta este și ați observat puțin din cum am aranjat noi. Colaborarea cu cei de la Exit Reality și Board Games Arena, pe lângă evenimentele săptămânale la astfel de festivale, ne cam combinăm în aceeași locație și este întotdeauna foarte fain, având în vedere că partea de escape room-uri sau jocuri de tipul acesta merge foarte bine cu partea de board games, în principiu este cam, sau în mare parte, este poate același public, să-i spunem așa, și de aceea funcționează foarte bine să creăm astfel de zone împreună. Respectiv am avut și jocuri supradimensionate la intrare ca să atragă privirile și lumea să intre. Deci ați văzut practic în video ăla, dar cam asta este stilul și obiectivul nostru dacă ni se lasă mână liberă, dacă ni se cere ceva anume, bineînțeles că ne adaptăm la ele. Nouă ni s-a părut, cum spuneam, întotdeauna ne-a plăcut să participăm la Play, având în vedere că Play pe lângă care 18 ani, dădea acel vibe, acel coziness, care a fost transmis și în această împrăștiere și nu când toată lumea era la un loc, cum a fost acest an. Singura chestie a fost că venea lumea în valuri, așa, asta am vrut să zic, nu știu cum am zis mai devreme, în valuri, care practic dădea timp morți, unde nu era așa multă lume, după aia era foarte multă lume, după aia era, deci nu era o circulație constantă, deci nu erau constanți oameni mai mulți în locație. Erau dator full sau foarte mulți, după aia erau mai puțini, după aia, deci ceva de genul, deci era, câteodată era gol complet, o perioadă, după aia veneau câțiva oameni, după aia mai veneau câțiva, deci au fost așa foarte pe valuri, cum aș spune, și cred că asta s-a întâmplat și datorită faptului că era în oraș și oamenii circulau mai ușor, respectiv vreau să circule și pe la celelalte locații. Dar a fost un concept interesant, care ni s-a părut foarte fain, mai ales că am avut ocazia să organizăm o locație întreagă și eu zic că ne-am descurcat destul de bine. Dacă ați fost pe la noi, lăsați un coment jos cum vi s-a plăcut.
Dar în principiu, asta am vrut să vă, să vă povestesc. Noi mulțumim încă o dată celor de la Play că ne-au, ne-au invitat. Am fost foarte bucuroși să fim prezenți și la acest festival și sperăm să fim prezenți la cât mai multe festivale ca să dăm mai departe și să arătăm cât mai mulți, cât mai multor oameni acest hobby minunat care îl avem. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc tuturor care mă susțineți, care mă urmăriți. O seară faină și ne vedem cu video următor. Ciao, ciao!